ce loc. Amin. Vă rog să vă ridicați în picioare ca să vă răspundeți în fața lui Dumnezeu. Îți vom citi cuvântul Domnului. Așa cum se găsesc el scris în Evanghelia după Matei, capitolul 25, începere de la versetul 1, pagina Scriptură 954. Evanghelia după Matei, capitolul 25. Vom începe citirea cu versetul 1, să fim cu luarea minte la cuvântul Domnului. Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipsuite și 5 înțelepte. Cele nechipsuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele se lovia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipsuite au zis celor înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sping candelele. Cele înțelepte i-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, și mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, în răspuns, le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul Omului. Amin. Vă rog din nou să ocupați. Frații din Cunzice, sunt puțin cam îngrijorați de faptul că nu există lumea sunice. Se mai mult, vreau să știți că pe care mântuirii, dacă nu se vede clar, nu există o vizibilitate clară, niște ochi strătoși. Să știți că privirea e foarte reformată. În Esaida, i-au adus un om în cor și Domnul Iisus spune că a pus culpat pe ochii lui. Și zice Domnul, ce vezi? Văd niște oameni ca niște copaci. Apoi și-a pus mâinile din nou peste el. De data aceasta a văzut bine. E, dragii mei, așa cum se vede, n-aș vrea să fiu văzut ca un copac. Dar nici ca un. Știți când s-a uitat tot soborul la Ștefan? L-a văzut cu fața de înger. N-aș vrea nici înger, nici copac. Aș vrea să fiu văzut de voi ca un rog al lui Dumnezeu.
atât. Un micuț al Domnului Iisus Hristos, care în seara aceasta are harul să stea înaintea lui Dumnezeu. Ochii lui ne privesc, Duhul lui ne cercetează, mântuirea noastră să progreseze. Amin. Odată Domnul Iisus Hristos a fost întrebat, de ce le vorbește în milele? Și sunt mai multe motive. M-aș opri doar în dreptul unuia. Domnul Iisus spune un lucru care le pune în uimire. Pentru că vouă a fost dat să cunoaște tainele împărăției Domnului Dumnezeu, împărăției lui Dumnezeu, iar lor nu. În prima aparență s-ar putea că să crede că Dumnezeu e părtinitor. Lumii le dă, alții nu. Să vedem cui se dă și cui nu îi se dă. Mulții asculta pildele și plecați. Dar ucenici de rămâneau. Și știți ce-a făcut? Lucrați pe o parte și-a spus cântuiești. Lor care insistă, care caută, care doresc, Dumnezeu le dă. Pentru la cei care sunteți interesați, Dumnezeu le dă. Nu-i corect? Așa că Dumnezeu nu-i părtinitor? Ei, Dumnezeu să ne dea o inima aleasă. Să fie deschisă fața cuvântului lui Dumnezeu și să luăm aminte la ceea ce vrea El să ne vorbească în seara aceasta. Această pildă este foarte des rostită, predicată, interpretată în multe feluri. Nu știu cum o priviți voi, dar după lumina pe care am eu, mi-a dat-o Dumnezeu, aș vrea împreună să dăm de rostul ei, înțelesul adevărat al ei, al pildei. Să știți că adevărul are nouă față. O singură față are adevărul, nici una mai multă. Se schimbă încă așa. Dar adevărul lui Dumnezeu are o singură față. Dragii mei, Domnul Iisus începe și spune, atunci, nu atunci, când vorbea El, sunt pilde pe care Domnul Iisus începea în felul următor. Și cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Cu năvod aruncat în mare, cu o moară spusă în țarină. Pilda nunții, pilda fiului nunții, pilda nunții fiului de împărat. Și așa mai departe. Și Domnul Iisus la aceste pilde vorbea la timpul în prezent. Dar la această pildă începe atunci se va semăna. Cu alte cuvinte Domnul spunea, acum nu, dar atunci, în vremea terminală a existenței bisericii pe pământ, împărăția lui Dumnezeu se va semăna cu sece în fecioare. Ce credeți? Sunteți de acord că acel atunci, pentru noi a ajuns acum? Nu trăim noi vremea din urmă apocaliptică? Când a început pandemia, eram într-un supermarket în Reșița și un frate mă întreabă, frate Lonea, ce cal e ăsta? Știi că sunt madrugare? Care aduc și e unul foarte rău.
care călărea pe el se numea Moartea și locuința morților venea după el. I s-a dat putere să omoare a patra parte a pământului. Din 8 miliarde trebuie să moară 2 miliarde. Păi, eu trageni. Eu nu spun că pandemia așa fost pe calul patru. Eu am spus doar gândurile care frământă pe unii și pe alții. Deci vă spun acest lucru ca să înțelegeți. Trăim vremea sfârșitului bisericii pe pământ. Și pilda se referă tocmai la această perioadă. Când mirele gata să vină, când se aude la miezul nopții o strigare, și când mirele intră la nuntă cu cele cinci fecioare care l-au dat. Dragii mei, vom încerca cu ajutorul lui Dumnezeu și în vedurința dumneavoastră să începem să vorbim așa în lucrurile care sunt cuprinse în această pildă. Vedeți dumneavoastră, unii interpretează în fel și timp. Spune, pilda aceasta este numai pentru poporul evreu. Ei sunt vizați. Alții spun, ai zis, e vorba de mireasă, de biserică, e vorba numai de fetele, de soțitoare. Fel și fel de interpretări. Dar aș vrea să vă spun, în cuvântul lui Dumnezeu, găsim scris că Domnul Iisus vorbea în multe pilde, iar Dumnezeu vorbește în multe chipuri, în multe moduri, când într-un fel, când într-altul. Dar Domnul trebuie să ia seama. Vorbirea Domnului de multe ori a fost foarte neînțeleasă. Și m-am întrebat odată când Domnul Iisus a spus așa, stricați templul acesta și trei zile fac la loc. Ei credeau că templul de materie. Dar de ce nu l-a spus? Păi nu ăla. Nu erau interesați să afle la el. Și Domnul nu s-a pierdut timpul cu mine. Aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să stâmbească un deosebit interes pentru noi, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și în final, de ce să ne recunoaștem? E vorba de viața noastră și de veșnicia noastră, fraților. Când Dumnezeu va lua biserica de pe pământ, Dumnezeu își va vărsa mânia peste pământ și va face pe oameni mai rari decât au de o vină. În final m-am plinit prorocia lui Sefania. Voi nimici cu desăvârșire pe oameni și bine de pe fața Pământului. Aici, vremul de acele se apropie. Ni se cere să fim gata. Pretențiile lui Dumnezeu sunt. Eu știu că aici, în țară, spre inimă, vă este greu. Dar Dumnezeu nu compara standardele pe noi. Pretențiile lui Dumnezeu sunt tot aceleași. Dragii mei, când Domnul Iisus credea bine, a semănat biserica Domnului cei credincioși în multe feluri. În pilda celor 10 fecioare, poporul Domnului, cei mântuiți, cei credincioși, biserica este asemănată cu 10 fecioare. În pilda nunții fiului de împărat, biserica este înfățișată cu cei chemați la ospăți. Apoi, în pilda celor invitați la cină, biserica este înfățișată ca invitați la cină, la masă. Cele
dar pe cum? Trebuie orice interpretare, noi să o justificăm cu versetele. Altfel, părerea mea n-are valoare. Părerea mea n-are valoare. Și acum, ce înseamnă fecioară? Din punct de vedere spiritual. Eu fost treabă când au cântat copii. L-am invitat la ei, dar am invitat. E dragă, am 17 nepoți. Am avut 6 copii și au rezultat în acum 17 nepoți. Domnul să-i binecuvânteze. Dar să vă binecuvânteze și copiii voștri. E dragii mei, știți cum se nasc fetițele? Fecioară, așa e? Cum se nasc fetițele? Fecioară. Nu faci nimic ca să devii fecioară. Ăsta e un semn lăsat de Dumnezeu prin naștere. Așa e? Dar feciorie se poate pierde. În mod legal sau ilegal. Prin căsătorie, Domnul e bine. Dar se poate pierde și prin păcat. Acum transferăm problema aceasta pe plan spiritual. Ce înseamnă fecioară din punct de vedere spiritual? Și cum am spus, orice problemă trebuie justificată cu un verset biblic. Și Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 2, ne spune clar lucrul acesta. Căci sunt gelos de voi, cu gelosie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Cui vorbea Pavel aceste cuvinte? Sergi, v-am logodit cu un bărbat. Bărbatul e Domnul Iisus Hristos. Ca să vă înfățișez înaintea lui Dumnezeu cată fecioară curată. Fecioară înseamnă puritate, castitate, neînceput, integru. Prin nașterea spirituală din Dumnezeu, noi primim semnul fecioriei. Noi primim semnul fecioriei. Și va trebui să ne păstrăm fecioria spirituală până vine mine. Până vine mine. Dacă o pierzi prin păcat, ai atat. Ai grijă. Nașterea din Dumnezeu dă nuanță bisericii de fecioară curată. Ești curat. Ești din lume. Trăiești după cuvânt. Ai frica lui Dumnezeu. Dar s-ar pierdurea nașterea ta din Dumnezeu să nu fie pământ. Nașterea. Americanii și spus că o, dacă ai venit la două lege, dacă te-ai botezat în apă, ești născut din nou, din Dumnezeu. Nu este. Fraților, nașterea, să știți că cuprinde mai mulți timpi. Primul timp e sămislirea, gametul masculin. Întâlnește gametul feminin, fuzionează și se naște embrionul. Embrionul este în pântecele maicii și începe să se dezvolte. Trist este că oamenii se amestecă în domeniul vieții.
Și citeam în Anglia, sunt vreo 40 de minute de curon ținut la minus 270 de grade, la rece, ca să nu moară, dar nu-i frică la oamenii de știință săi. Arunce în dezvoltare, în laboratoare, că nu știu ce e bine. Poate să iasă niște monștri. În domeniul vieții, când omul se amestecă, e doar mare. Ăsta e domeniul lui Dumnezeu, nu știu ce bine. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și apropo de familie, apropo de familie, aș vrea să vă atrag atenția. În domeniul vieții nu vă amestecați, nu știu ca tată, nu știu ca mamă. Lasă voia lui Dumnezeu să se desfășoare. Și pe greu. E greu, dar Dumnezeu nu ne-a chemat la lucruri ușoare. Asta ca o parafrazare. De dragii mei, să revenim. Când copilul devine statul de embrion, la mai trei săptămâni are exact forma noastră. Are cap, are membre, într-o formă minusculă, abia se vede la un microscop. Și începe să se dezvolte. E născut? Ce zic? E născut? Și tot crește, tot crește. Până la 9 luni, el se dezvoltă în așa fel încât să poată, să facă față la toate problemele de aici. Aici trebuie să umble, are nevoie de picioare. Aici trebuie să lucre, are nevoie de mâini. Aici trebuie să vadă, are nevoie de ochi. Când toate sunt dezvoltate, Dumnezeu a stabilit. Acum se rupe, iese din mama ca ființă aparte. Și începe să strugă bucurița lui. Plânge bucurița lui. Dă din mânuțe și așa mai departe. Așa este și pe plan spiritual. Nașterea din nou e un proces prin care apare o ființă dumnezeiască. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi! Care dintre voi ați renunțat pe toate lucrurile care v-au făcut? Inimii mi-a spus singura o dată. 6 luni m-am luptat cu expresie ca să se facă. Nu știu, dar nu-i posibil. Să nu luați într-un mod ușurat din nașterea din Dumnezeu. El se face cu durere și biserica suferă durerile nașterii ca să nască copiii a lui Dumnezeu. Dacă ești întrebat de ei, să știți că suferă. Poate nu se arată, dar adevărații lucrători sunt măcinați de suferință! Au mărți, au mărți, au mărți, au mărți, au mărți, dragii mei, și Biserica Domnului este înfățișat în Apocalipsa 2, care își interpretă în Apocalipsa 2. Înfățișat acolo o femeie, învăluită în soare, cu mână de 12 stele pe cap, pe luna, sub picioare. Mă găsesc o să ia în cer, în cer s-a văzut un semn mare. Și un balaur roșu, care sta în dreptul femeii să îngrijească copilul. Copilul s-a născut și ce s-a întâmplat pe el? A fost răpit, dar ce? Și unii spun, știți cine a fost răpit, dar ce? Zice, copilul e Domnul Iisus. Dar eu pun undeva. Domnul Iisus Hristos a fost răpit la cer sau spune exact. E o diferență? Vrea să fie o diferență? Pe atunci nu vreau interpreta. Nu e asta. Nu e asta. E altă. De dragii mei, așa a stat naștere spirituală. Naștere biserica, oamenii deosebiți. Și înaintea lui Hristos, biserica apare ca o fecioară curată. Ca o fecioară curată. Și e fecioară curată. Domnul Iisus vrea să facă logor. Logor. Înainte de orice luptă, se face logor. Și cartea prorocului
din Osia spune așa: te-am rogobit cu mine prin neprihănire, judecată, milă și îndurare. Iau să spun, ne oprim puțin. Logodnă nu înseamnă altceva decât o înțelegere între cele două părți, între fata fecioară și viitorul mire. Asta e logodnă. E o înțelegere. Și Domnul Iisus Hristos la ora 9 el e logodit. Iar biserica înaintea lui Hristos are statutul de logodnică. Fată fecioară logodită. Așa spune Pate. V-am logodit ca să vă împărțișez înainte acestui șapat ca pe o fată, ca pe fecioară înainte. Dragii mei, înseamnă să te locodești cu Domnul prin judecată? E foarte simplu. Apostolul Pavel spune așa: Mierea cu Domnul a fost făcut pentru noi păcat, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a spus: dați-mi păcatul și eu vă dau neprihănirea. Omule, bărbatule sau femeie, dacă n-ai acceptat neprihănirea lui Hristos, păcatul tăluilor, gândește-te bine la asta. Eu nu ți-o spun cu răutate, dar îți gelos pentru sufletul tău. Tu crezi că ești iertat. Dacă păcatul tău e luat, tu ai neprihănirea lui Hristos. Nu au un oraș altă. Acum, dacă sunt două biserici într-un oraș, ai să vezi standarde diferite, ai și voi, ai și lui voi. Eu neprihănirea acolo, eu neprihănirea dincolo. N-are valoare înaintea lui Dumnezeu. Și are valoare înaintea lui Dumnezeu, e neprihănirea lui Hristos. Aici! Asta e Domnul. Domnul ne ia păcatul și ne dă neprihănirea Lui. Și mă ascult. Frații mei, vreți mele, cele 10 fecioare erau împreună și aveau toate erau fecioare, prelucrate de cuvânt, curate, despărțite de păcat, născute, semnul acesta de naștere, fecioria, o aveau. Dar, să mergem mai departe, câte lucruri comune au avut ei? Erau fecioare, erau în așteptarea mirei. Au luat candele, mirele se bovea, toate au ațipit, toate au adormit, toate au auzit un glas. Iată mirele, toate s-au trezit, s-au deșteptat și-au pregătit candelele și-au ieșit. Vedeți câte lucruri în pământ? Dar vreau să vă spun singur, vreau să vă lucru singur. Avea o singură diferență. Una singură care. Așa e? Hai, da. Un delemn. Și dați voie să vă spun că nu cele 7 sau mai multe lucruri comune a fost vorbătoare, ci ăla unul singur care era diferența între ele, ăla a fost vorbătoare. Ăla a fost potărător. Un delemn. Păi când stăm să discutăm, și aici se spate un delemn. Ce delemn? Unii zic, e Duhul lui Dumnezeu.
de un teolog din America, că se ia că internetul e plin de predicesc. Plin de predicesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, haideți, fraților, să vedem ce înseamnă unele. Unele nu era folosit în mod special pentru ungerea prorocilor, a preoților și a împăraților lor. Ungerelul se face ungerea. Și la bolnav, nu ungere? Acum să vedem ce e ungerea. Ea se face cu ungere. Vorbim acum despre ungere. Și citim. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Și după cum ungerea lui vă învață toate lucrurile, este adevărată și nu este o minciună. Rămâneți în El după cum v-a învățat. Ungerea aceasta, unde El ne învață toate lucrurile. Haideți acum să vedem care e ungerea, care ne învață toate lucrurile. Tot Scriptura dă lămurire. Scriptura, să știți că se tălmuiește Sfântul, tot cu Scriptura. Și notă, citim în Evanghelia după Ioan, ce a spus Mântuitorul Iisus. Iată ce spune El. Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care va veni de Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Care-i ungerea care ne învață toate lucrurile? El ne învață. El e simbolizat de undele. În vechime, norul deasupra poporul Israel, ziua, era Duhul lui Dumnezeu. Stâlpul de foc noaptea, care ilumina și încălzea, era simbolul Duhului Sfânt. Vântul, focul, apa vie, unelemnul, toate sunt simboluri ale Duhului Sfânt. Despre Duhul Sfânt se poate vorbi în felul meu Domnul Iisus Domnul. Când va veni dintre tot, voi descrimi Duhul Sfânt și zice, el, lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l îl cunoaște. Dar voi îl cunoașteți că ce rămâne cu voi și va fi în voi. Două situații diferite. Va rămâne cu mine și va fi după aceea și în mine. E prea puțin să rămână Duhul Domnului cu mine. Va trebui să și coboare cu mine. Să-L primești un teren, să te ungă, să fii umplut de Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă a lua un teren. Unde? Vas. E, dragii mei, mergi mai departe. Ce carne? Scrie clar. Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea. Candela e cuvântul. Candela e cuvântul. E sursa de lumină. Iar unele nu unde se pune. Ce vreau spune candela? Ce ziceți? Are nevoie candela pe unele? Când îi spune Evanghelia lui Hristos e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui. Frații mei, nu
Sfânt, o imagine clară, corectă. Vreau să vă dovedesc cu Scriptura ce spune un prorog al lui Dumnezeu. Și iată ce spune prorogul Zaharia. Citim, vă rog să fiți atenți. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a găsit ca pe un munte care trezește din somnul lui. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns, m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu dorul de aur și deasupra lui un vas cu de lemn. Și pe el 7 candele, cu 7 țeți pentru candele care sunt în vârstul sfeșnicului. Haideți puțin să ne oprim la această visiune religioasă. Sfeșnic și suportul. Ăsta e simbolul bisericii. Domnul Iisus, în Apocalipsa, în gran mijlocul celor 7 sfeșnice, erau. Pe sfeșnic era un vas. Iar deasupra vasului, candela. Iar candela era legată de vas într-o țeavă. Ce scop avea țeavă? Din țeavă se pună. Acum ce vreau să vă spun? Candela, țeava și vasul sunt într-un corp comun. Nu separate. A venit un nepot de-al meu și mi-a spus, uite, unghiule, are și așa. Tipul de candele era un vas, deasupra un orificiu mare, iar din pereții lui era ca un muncior. Ieșea o uliță mică, așa, o ieșitură, prin care ieșea filinul și acolo lumina. Unii zic, candela e una, are acolo de lemn, iar vasul e de rezervă. Eu vă pun o întrebare în numele Domnului Iisus Hristos. Unde împlinită scrie de rezervă? Spuneți-mi, vă rog, am citit pilda, ați auzit careva din voi cu ulei de rezervă? Nu e! Ori ai un de lemn, ori n-ai de lemn. Bine spune clar, cele neghipsuite nu au luat un de lemn. Ori a fost că n-au luat. De ce? Erau fecioare neghipsuite. Imaginea fecioarei neghipsuite o găsim în Cântarea Cântărilor, în capitolul 5, unde iubitul care înfățișează pe Domnul Iisus vine și bate la ușă. Deschide-mi scorul. Deschide-mi iubito, miriaso, porumbito, cervoico, deschide-mi! Care a fost reacția lui mine? Asta e biserica. M-a curat. Să mă scoi, dar mi-a scos haina. Să mă duc la ușă, îmi dăresc picioare. Nu. Și ce face iubitul? Și ce face? Înfoțează puțin omul. Bată mâna și încearcă să deschide zăvorul. Știți ce înseamnă asta? Insistența Domnului Iisus Hristos care te vrea și te vrea. Într-un moment din viața ta, Domnul Iisus atât de mult se ocupă de tine, te sfătuie, te ajută să câștigi bani mai ușor de te iubește, îți afâniază terenul din jurul tău, îți ușurează problemele, îți ține copii sănătoși, doar te-i deschide în jurul. Și tu? O, m-am curcat. M-am curcat să mă duc până la ușă, dar câți pași fac până la ușă? Zis-o, ora. Câți pași se face până la ușă? 3-4 metri, știi? Îi mult? Ce înseamnă asta? Comoditate. Comoditate, așa e? Se zice pe românește, lenevi. Lenevi spiritual. E, dar ce se întâmplă? Să nu crezi că Domnul va sta la ușa inimii tale din slovestuție. Cercetarea lui nu ține toată viața. Și are vremea ei. Se te va părta de tine iubitul Iisus Hristos. Și atunci știi ce faci? La fecioară. Să te duci la ușă deschisă. Ce să spui? Unde ești? Vino! Iubitul? Hai, mai. O plecare.
Aline, dacă ai fi cunoscut vremea cercetării și lucrurile care putea să-mi dea fața, dar acum ele sunt ascunse de tine. Copilii trecuri, te vor pustii și se va lăsa casa. Oare, ce vine după vremea cercetării? Pustie. Vine pustie. Vai, ce vreme. Iată fecioara nebiciuită. Ce să vă duc la rugăciune? Vă spunea o dată în cap. Fratelor, Duhul Sfânt se dă ca ta, dacă Dumnezeu îi dă ca tău, să-l iubie. Toate cuvinte știți cum îmi spus. Pică mare, bara, mărăiață-n gura. Stau și păr, doar te dă. Știți că unde lemnul nu se dă gratis? Ce ziceți? Unde lemnul se dă gratis? Cum scrie? Mergeți și cumpărați. Când te vine cumpărarea, asta înseamnă că trebuie obligatoriu să plătești un preț. Ce preț trebuie să dăm ca să primim un lemn? Stăruință supărătoare. Nu poate face cine. Fraților, fără stăruință supărătoare, nu se poate cumpăra un lemn. Nu pot primi botezul cu Duhul Sfânt. Eram tânăr, m-am botezat la 21 de ani. Am primit botezul Domnului cu Duhul Sfânt la 12 de ani. De la 21 de ani până la 12 de ani, m-am frământat în continuu, cum să primesc, cum să mă rog. Cugetul meu era așa de curat. Nu îndrăzneam să privesc o femeie sau o fată pe stradă. Mergeam cu privirea în pământ și mă rugam. Deodată s-a deschis cerurile. Și s-a coborât Duhul Sfânt peste mine, glorie lui Dumnezeu. În gura mea și tu să vorbească două cuvinte care nu le-au trecut prin ce-ți trece prin minte, aia de la tine, de la Duhul tău. Ce vine pe lângă minte, vine pe gură, aia este la Duhul Sfânt. Așa se întâmplă cu vorbirea în limbi și așa se întâmplă cu prorocia. Prorocia nu vine în mintea prorocului, ci vine în gură, zice, eu voi pune cuvintele mele în gura ta, Iubire. Când prorocii mă prorocesc din mintea lor, se aud, ascultă cum se roagă fratele, sora, ce probleme, și nu mai se face prorocie așa ca la... magazin. Dar ce ai luat? Am luat elare, am luat viața, carapac, mi-a totul care a plecat. Păi asta e lucrarea lui Dumnezeu? Ăsta-i unde ne-ai luat în casă. Fraților, nu vă lăsați înșelați! Dar știți cine poate fi înșelat? Ăla care nu-i sincer față de Dumnezeu, ăla va fi înșelat. De-aia, uite-te prin de la inima ta. Ești tu sincer față de Dumnezeu sau mai păstrezi câtul lucru din omul vechi? Și se va sta îmbrăcat în omul cel vechi și va fi îmbrăcat în omul cel nou. Și se va cișa că de tot nu greșe. Dintr-o dată se lasă perea și trebuie să-i ușar pe corp. E așa, exact forma lui. Dar el iese din pielea lui veche, îi crește ca la nouă, așa se înnoiește în el. De-aia spune Biblia, fiți înțelepți? Ca oile. Așa-i? Nu? Oile nu se înțelepți. De la ele trebuie să învățăm ascultare. Înțelepciunea învățăm din așa. Așa-i ca așa. Domnul a spus, fiți înțelepți? Așa. Nu acum. Când a început, când am auzit eu una de ea, ca vorbit, iau pe botezul meu. Doamne, m-am rugat în mine și în inima zile, dacă Tu m-ai botezat cu Duhul Sfânt, fă să-ți spui șucă tare la pe mine. Într-o fracție,
limba. A venit în limba engleză. Nepoții mei se tot uită numai. Frate, ce mai vorbește fratele lor de acum tu? În limba engleză, în limba spaniolă, în limba ebraică. Care cum? Venea și spunea. Nu mă trăia. Uite cum e limba. Vorbirea dată limba de așa că este radio. Nu bâmbâie, nu cotonece, nu mărie. Eram în Australia și vin un frate, auzi, la toate biserică au venit un tânăr. Și zice, o stăruit, dar zice, o primit numai atât, un cuvânt de la altă limba. La, la, atât o spus. Zice, a primit Duhul Sfânt și a spus, nu, asta nu-i vorbire în altă limbă. La biosilată, probabil dirijorul de cor, iar diapasonul cântă la și dă Domnul să cânte corul, așa-i? Mă cânt la, 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 la. Cum scrie în Biblie, ei vorbeau în ziua 50-50, cuvinte minunate al lui Dumnezeu. Ca să spun cuvinte minunate al lui Dumnezeu, câte cuvinte trebuie să spun? Ia spune. Trebuie să fie cuvinte legate în mod gramatical, corecte, traductibile și transformate propoziții în propoziții și în frase. Inteligibile, traductibile, clar. Chiar dacă la început apare o vorbă orseală, și eu am vorbă, și nu a fost clar. Ca așa și copii, cum învață să spună? Tata, 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 nu? Mama, 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 eu așa copii? Ei, dar după aia s-o lumina, s-o clarifica. Am început să vorbesc cum vorbeam din limba română. Clar, limpede, tot. Dragi, pe spus, rolea. Zice, apoi a venit botezul Domnului, ca să mă vin. Și săptămâna viitoare, cealaltă, că știi, un împărat a fost pus să tragă săgeți. S-o tras câte. S-o ajunge, vai? După aia, s-o oprit și pot. Prorocul ne proșează, pe și care lucrurile. Vei avea numai atât de biruiță. S-a ajuns la o biruiță de plină, trăgeai vreo 7 ori. Dați-mi, nu m-am lăsat până când. Mă rog, nu m-a fost atât. Dumnezeu mi-a dat plină. Don an m-am sfârcolit ca peștele pe uscat să primesc un delen. Nu așa ușor. Eu vreau să vă spun că Dumnezeu nu stă sub prețul la Dumnezeu. Aici mai apare. Așa, românul ăsta, unde s-o ieftini, au venit pe acolo. Vă spun că așa cu părință, nu cu părință, dar nu cu părință, nu cu părință. Dumnezeu nu e ieftini cu părință, nu cu părință, tot cu părință. Slăviți să fie Domnul. Vă vreau să rămâi la ceasă. Când am, nu știu, am început cu el, dar ce zice, mai cu părință. Sau un cheiul, eu deja s-am că de vineața m-au stors de putere, că ăia de la Marnata, acum și voi, și fratele nici n-au plecat, că vrea să-mi fac un noi limitație. Că mă, frate, eu sunt moș, am 70 de ani, bă. Să știți că sunt moș, am 70 de ani, am ce pot. Mă predic din toată inima, că așa și eu. N-am nici o hârtie. Ia controlați, așa am o hârtie. Eu predic din inima. Dați-vă. Unde lemnul se dă nu pe gratis. Unde lemnul se dă nu a plătit. Stăruință și părere. Acum 2 săptămâni am participat la stăruință. O fată de 20 de ani a primit botezul Domnului Duhul Sfânt. Știți când a durat stăruința? 2 ore fără 5 minute. Rugăciunea a durat. 2 ore fără 5 minute. Era chiar lângă fata ei, lângă fata aceasta. O chema Estera. Frumos, mă! Probabil că sunt și aici și vreo care poate numele. Ăsta, pe dragii mei. Eu ce vreau să spun? Pe mine numai deja la mine în botezat de Domnul. Cel care nu botezat, vă rămân o credință. Eu vreau să vă întreb, pe ce
cine te-a botezat, nu spune că la să te botezi. Eu am fost aici, în urmă, cu 4 ani, se face la botez, frate, nu? Așa? Respiți, vor veni probleme foarte grele. O cul
lupta mondială fiind diavolului, căruia Dumnezeu le-a permis să conducă acum lumea de umbră, vor pregăti pentru noi vremuri care ni se va atinge toată lumea. Nu ne-ai voie să te aduni, nu ne-ai voie să vorbești pe Iisus și Sfântului Mântuitor, pentru că îl citesc pe Allah, pe Mahometan și se supără că el crede în Mahomet. Am văzut o scenă. Ea era dată pe internet. Ești din Londra, un pastor bătrân ingles de 17 ani, cum a fost mus de pe o înălțime de oamnă, într-un parc din Londra, predica Evanghelia împotriva homosexualilor. Cercelul plasca pe fârpă, pe englezul lor, păstor! Nu te mai lasă să spui adevărul! Se supără diavolul! Îi spune, asta înseamnă acestie. Nu înseamnă numai vima dumneavoastră. Ai lucrare care înseamnă dumneavoastră. Nu mai mă rog, nu mai postez, nu mai citesc în Biblie. Aia e depărtare de Dumnezeu. Acibirea este în felul următor. Cum spune cântarea cântărilor? Adormisem, dar inima învedea ceva în tine, Doamne, și ceva în tine de viață. Și tine de tot de viață. Nu se va reduce total cu pința de a mărturisi Iisus Hristos. E important că mărturisirea Iisus. Păi asta ne ajută să ieșim din viitor. Spune Biblia acelora din cer, a care vă obiluit de viață. Deci ei, că au biluit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și diavolul vrea să nu mai mărturisim. Ne reduce la tăcere. Complet nu mai avem voie să vorbim, să vestim. În timpul pandemiei, în România, au fost mormântări. Vreau să mă mântesc, așa. Știți la o mormântare, a fost mai eu, familia și dragul meu. Eu cântam, eu mă rugam, eu am predicat, fratele diaconul mulțumit și noi în urma Sibiriului. Ăia cu oare ne iau pe marginea drumului de frică să nu îi amendeze. Restricții, peșoarele, asigură-se. Și vremea vremea, când nu se spune dată, nu-i o voie să faci nimic. Se tinde spre controlul nostru. Știți, China a făcut un sistem foarte performant de inteligență artificială în care să controleze 2 miliarde de oameni. În numai câteva secunde, 2-3 secunde, apasă pe un buton și spune tot despre mine, lumea. Are înălțimea cu tare, bolile cu tare, tratament, credința asta, toate detaliile. Asta se urmărește. Se seamănă frica, asta o țină, implementează frica și ne deține control. Asta se va întâmpla în vremurile care urmează frasă. Voi toți trebuie să fiți pregătiți să aveți candelă și un de lemn în vas. Un de lemn nu se doarme numai în vas. Nu candela. Candela e corp comun cu vasul. Și vasul ține inima omului. Scrie în Galatei capitolul 4, versetul 6. Și pentru că sunteți sfinți, Dumnezeu v-a trimis în inimă Duhul care vă face să strigați. Aba! Unde? În inima! Inima omului, vasul unde se pune un candela. Orai, nu merge cu rezerve, cu puțin. Dacă ai numai puțin un de lemn, ai închide Duhul lui Dumnezeu. Ce este Duhul Sfânt de la așa? O, cum să luptă în tine? Și vei vedea cum te îndea, te sfântuie, te ajută să te umbi, să ai plinătatea. Duhul lui Dumnezeu, să știți, se luptă în noi ca să ajungem după voia lui Dumnezeu. Dragii mei, am învățat puțin ce înseamnă asibire și ai dorit. Înseamnă inactivitate.
activitate e spiritică. Nu sunt dorință spirituală. Doamne, mă curge, vii tu, vii tu, vii tu, vii tu. Biserica de Dumnezeu. E, am zis un loc să aduc strigă. Iată, mine, cine o strigă? Care din fășoară? Cele înțelepte sau cele nechizuite? Care din ele? Thank you.
acela de malignitate. Mi-a spus că atunci nu a fost să vreși. N-a fost un gest obrasă din partea mea să vedea sus. Am permisit mai adevărat. Dar nu vreau să abusesc că e bunăvoința voastră și de când a fost să ajutare. Dar, în mai măsură, m-a prins cum de obicea de asta cel mai principală să mă ajut. De aceste lucruri se obivesc în dreptul nostru. Vreau să vă spun un lucru de lucru. Ce ziceți? Feșoarele au reușit să cumpere unele în somn. Eu vă spun că nu. Dar de unde știu? Vă spun de unde. Era ce era? Miezul? Nopți. După miezul nopți. Știți ce spune Mântuitorul? Când este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui care va trebui bine noaptea, când nimeni nu va mai putea, păi unde să cumperi un de lemn când vine noaptea? După miezul nopții. Ce să cumperi? Ce crezi? Dacă eu după miezul nopții se închidă ușa, voi toți sunteți la lungă în cer și mă duc și cu un de lemn. Și bat la ușa. Doamne, deschide-mi, dragul de lemn! A ținat Domnul afară? Așa că nu. Păi și tu ai Duhul Sfânt, vină! M-a plăcut noaptea, atunci nu era deschis 24 din 24. Sigur, nu se va să vin noaptea, în mine, Europa e pregătită să primească Domnul Hristos la Dumnezeu. E pregătită. Tu nu bate de pregătit la Strasburg. Dar prin ce? Vor toate crizele, toată această, să zic, carmelaie ce se face. Guvernele ăștia care vor să ia locul lui Dumnezeu, ei stabilesc o mor pruncul până de cele mai și de la Dumnezeu. Vrei avort? Fără! Ești fără vina. Ei stăpânesc viața. Distrugem familia. Copiii facem în laborator. Am inventat și o fabrică de 30.000 de copii. Ce copii ies de acolo? Ce mastodonți? Ce monștri? Se amestecă oamenii în lucrarea lui Dumnezeu. Când locuiesc. Și știți ce vrea? Ia vorba. Să locuiască prin Dumnezeu și prin biserica. M-a spus așa, nu știu mai puțin. Fiecare dintre noi va contribui în mod conștient să mă contribui. La obliga ei sau la întâmplare. Dacă m-a pun întrebare, nu te bate în inima ta, ai idol? Ai vreun fotbalist, vreun cântăreț de muzică rock, de muzică populară. Ai vreun artist? Ai vreo descrăbălată de artistă? Îți place foarte mult? Asculți manele? Urmărești tot felul de seriale? În loc să stai pe genunchi, odată o soră îți spune, frate Lovea, te mă mult la televizor, ce mare păcat fac. Și cât te uiți mult? Ei, soră, cât stai la televizor, stai pe genunchi. Hai, no. Feciorul i-am zis. Și acum, permiteți-mi să spun întrebare, regine. Ești fecioară cu care la pânză? Spune, e gândit-vă dacă ce înseamnă o candelă la pânză? Ce înseamnă o candelă stinsă? Mi se sting candelă. Poate te spune întrebare, mă, frate lume, dar lămurește. Ce oas la veșoare nu înțelepte, cu o luminată, zice, mi se schimbă. La curiază o vreme, dacă nu-i împipat un de lemn, la noi acasă se putea pe tot. Ce-i mă putea, dacă nu se pune.
lumina pe rol, fitilul ăla deată de lumină și a se lumina pe rol. Dar dacă eram din barcul pe rol, țimea foarte mult. Când ai un de lemn